După egalul cu UTA din finalul turului, FC Argeș a terminat cu același rezultat și confruntarea cu cei de la Chindia Târgoviște. Antrenorul Viorel Dumitrescu a fost nemulțumit de arbitraj, considerând că oaspeții ar fi trebuit să aibă un jucător eliminat. Ce să vă spun despre meci? Un meci echilibrat, multă luptă, mulți nervi, dar păcat că stricat de acești domni, în negru. Asta este. Oricum, vreau să vă spun că noi nu suntem proști nimănui. Ați văzut, probabil, nu știu dacă ați văzut și meciul de la Bistrița, este inadmisibil ca această echipă să fie ajutată în halul ăsta. Din punct de vedere tactic, zic că ne-am descurcat destul de bine, păcat de ocaziile pe care le-am ratat. Tehnicianul al Violeților a ținut totuși să își felicite jucătorii pentru modul în care au abordat acest meci. Dumitrescu consideră că acest egal ar putea conta în lupta pentru locul 3. Mergem înainte, păcat că am pierdut aceste două puncte și probabil și ritmul în bătălia pentru locul 3. Sau să vedem, mai sunt două zile, să vedem cine ia licența și cine nu. În orice caz, vreau să-mi felicit jucătorii pentru dăruirea pe care au dat dovadă în acest meci. Jucătorii pregătiți de Viorel Dumitrescu trebuie să acumuleze puncte pentru a nu pierde contactul cu celelalte echipe ce vor să ocupe locul al treilea.